sâmbătă, probabil, nu știu. Aule. O să o pun acum, o să o bag în betonul ăla din spate cu niște ofuri. Înțelegi? Bag și o pia. La mai, nu? Da. Suntem la kilometru zero al Libertății noastre, în piața Universității. Ați văzut monumentul, știți povestea, nu mai e. A fost distrus, a fost rupt, vandalizat. Alături de mine este Doru Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie. Bună ziua! Bună, bună, bună! Am ales acest punct din mai multe motive. În primul rând, pentru că eu nu cred, credeți că e o întâmplare că a fost vandalizat monumentul exact când s-a anunțat că se cere avizul președintului pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Ion Iliescu și compania pentru crimele Revoluției? Eu cred că nu e o întâmplare. Nici crima nu a fost o întâmplare și nici profanarea de morminte în acești ani monumentului de aici a patra oră. Este a patra oră când îl iau și repar. Nu sunt întâmplătoare. Sigur că nu sunt întâmplătoare. Probabil că deranjul este atât de mare, supărarea lor este atât de mare încât a ajuns la cote să dea la un nenorocit o sticlă de vodka să vină să arunce o cruce și să o distrugă. Veți repara monumentul, nu? Da. Reparat. E deja dus la reparat. Azi o să merg să cumpăr niște cornieri ca să-l întăresc mai tare puțin, nu știu, nu mai știu ce să-i fac, pentru că, repede, ia patra ore când repar și... El dau jos cu firma de pază aici, cu atâtea camere care sunt în piața Universității, nimeni nu te chistează. Nimeni nu știe, nimeni nu, da. Se pare că cel care vandalizează monumentul ăsta ar putea să fie un spărgător de bănci foarte bun, nu? Pentru că reușește să facă fără să fie prins. Infracțiunile fără să fie prins. La vedere. Astăzi s-a întâmplat însă altceva foarte interesant, dragii mei, și vreau să vorbesc cu domnul Mărieș despre asta. Ați fost la parchetul militar. Eu am făcut o cerere de săptămâna trecută să fiu anunțat, pentru că am acest drept să trebuie să fiu prezent. Când sunt chemați, cei care vor fi inculpați pentru dosarul Revoluției. Eu le spun inculpați, pentru că practic azi nu s-a întâmplat altceva decât s-a revenit la situația inițială din 2007, atunci când practic au distrus acest dosar în 2007, era deci pus o bulgărie Ion Iliescu și ceilalți. Astăzi a fost chemat tovarășul Ion Iliescu să fie informat de către procurorii militari că este din nou inculpat în dosarul Revoluției. Să-i se aducă la cunoștință că s-a revenit la situația inițială din 2007 și practic este învinuit în dosarul Revoluției. Și v-au anunțat, să fiți că sunteți, asociația dumneavoastră este... Bine, asociația nu o să fie niciodată. Are victimele, adică sunteți direct implicați. Asociația nu o să fie acceptată niciodată, așa cum s-a întâmplat și în dosarul Mineria, de probabil că se va întâmpla și în dosarul Revoluției. Nu ne acceptă ca parte în dosar. Asta de este... Așa vor procurorii. Nu vor să implice instituții, vedeți și dosarul Mineria, de nu implicate nicio instituție din cele care practic au acționat aici în piața Universității. Nici Armata, nici SRI-ul, nici Ministerul de Interne, nimeni. Nu se poate așa ceva, adică nu e nimeni responsabil. Dar să vedem, poate asta este începutul, să vedem, poate. Credeți că pe domnul procurorii că pe tovarășul Ion Iliescu în timpul procesului sau urmăririi penale o să lovească vreun moment de sinceritate și o să ne povestească ce s-a întâmplat sau o să meargă până la capăt cu treaba asta, discursul lui pe care îl știm de atâția ani? El nu va recunoaște niciodată faptele din decembrie 81. Nici nu cred că ar putea să nege, pentru că moment de sinceritate la criminal nu poți să ceri momente de sinceritate. Nu pot să cred un cinism de cinismul de care au dat dovadă ei în decembrie 89 să tragem propriul popor și în iunie 90 de asemenea. Nu s-a întâmplat nicăieri în perioada de desprindere dinspre regimurile totalitare comuniste. Mă refer la perioada lui anilor, chiar în 89. Nici într-un stat din Europa, niciun conducător care a preluat puterea după dictatorii de atunci, nu au căzut unii, după 3 luni, după 6 luni, după un an, iar nimeni nu și-a permis să tragă în popor. Iar Ion Iliescu a tras în noi la 6 ore după ce l-am alungat pe Ceaușescu. Bun, s-a discutat foarte mult. Știm că teroriștii nu există. Știm că a fost diversiune ca să creeze o spaimă uriașă și să se rezolve chiar, să se plătească poliție, cum s-a întâmplat colonelul Trosca pe alte motive. Dar vreau să vă întreb ceva. Vorbim și de militarii de la Otopeni. Exact. Vorbim și cu Uslașii, vorbim și cu Direcția 5-a. Deci a fost o răzbunare a partidului împotriva securității după 22 decembrie. Dar vreau să vă întreb altceva. Lor, răzbunările între ei nu mă bag. Dar... Nu s-a discutat atât de mult, după părerea mea, despre evenimentele din decembrie 89, crimele comise, ceea ce anchetează procurorii acum, în lumina și prin contextul transcrierii discuției dintre Iliescu și Evgeni Tiagelnikov de la ambasada URSS-ului din 27 decembrie. Transcriere despre care am aflat mult mai târziu, după vreo 15 ani, și anume cum discuta Iliescu în 27 decembrie ca să anexeze România și mai mult la Moscova, să nu se ducă România către
capitalist către democrație. De fapt, asta este explicația, pentru asta au murit atât de mulți oameni, pentru ca Iliescu să-și creeze această perdea de fum în spatele căreia să încerce el să mențină cumva socialismul, comunismul, chiar dacă l-a dat jos. El a spus-o explicit în seara de 22 decembrie, a venit în balconul Comitetului Central și împotriva voinței populare a acelui milion de oameni care era pe străzi în acea zi, el a venit și a spus, stimați tovarăși, lumea a reacționat, nu suntem tovarăși fără comunism, fără comuniști. Și momentul 2, sigur că la o oră după dispariția, după plecarea lui din balcon, a început diversiunea pentru a se putea salva. În sfârșit se vorbește și văd la toate televiziunile că nu mai vorbesc nici de lovitură de stat, nici de alte chestiuni, vorbesc de lovitura dată Revoluției Române de către gruparea pro-sovietică condusă de Ion Iliescu începând cu seara și de 12. Și mai este un moment important, e cel de la balcon, când a venit cu dragi tovarăși, care trădează de fapt adevăratele lui intenții, că el era cu comunismul în cap. Absolut. Este prima apariție de la TV, țineți minte, unde când a spus altceva, că cei doi ticăloși au întinat nobile idealuri ale socialismului și au făcut și au dres, da? Și este în 27 decembrie discuția cu Evgeni Teajelnikov la ambasada URSS-ului, când el spune nu trebuie să lăsăm lucrurile să alunece către democrație, către liberalizare, cum s-a întâmplat în alte țări occidentale. Deci noi putem... Și mai este momentul victoriei lor în 31 decembrie 89, când în Comitetul Central ambasadorul rus vine și aduce șampania și se bea șampanie rusească, nu franțuzească. Deci de fapt, domnule Mărieș, miza morților pe care le anchetează parchetul militar sunt peste 1000, nu? 1000... În mod normal, în mod normal, din cei peste 1200 de eroi, nu li s-a făcut dreptate decât la o mică parte de la Timișoara și de la Cluj, prin cele două procese care s-au derulat și în care au fost condamnați Chițac și Stănculescu. După 22 decembrie, nu s-a făcut anchetă până în 2000. Și cei mai mulți morți sunt după 22 decembrie. Da, acea plângere a fost depusă de către Asociația 21 decembrie, care a extins practic la nivel național. Iar la CEDO ne-am dus și însuși generalul Voinea în 2005, când a început, practic a reluat cercetările în dosar, a infirmat rezoluțiile date de procurori în 1995, când s-a închis dosarul și ei credeau definitiv, da? Noi în 2004, pe 7 decembrie 2004, cu doar 7 zile înainte de a începe prescrierea pentru Iași, după aia urma 15, 16, 17, Timișoara, 21, București, practic am reușit să oprim prescrierea crimei și în felul ăsta am salvat dosarul. În felul ăsta, acele documente pe care generalul Voinea le-a semnat și l-a asumat în 2004, a dus practic ca acest dosar să nu fie astăzi prescris. Câți morți sunt după, ca să dăm și cifra exactă, după 22 din cei 1200? Oficial sunt peste 900. Peste 900. Noi deocamdată nu știm câți au murit în spitale în ianuarie, februarie. Este corect să spunem, târziu ar fi trebuit să avem o justiție independentă, să aflăm imediat, într-un an, doi, ce s-a întâmplat. Dar este corect să spunem acum, după 29 de ani aproape, că undeva la 300 de oameni au murit din... încercarea disperată a regimului opresiv de a-l mai servi pe Ceaușescu și de a-l apăra pe Ceaușescu. Corect. După care 900 de oameni au murit pentru că Ion Iliescu a vrut să mențină aici comunism și socialism și a creat diversiune. Pentru că a dorit să se legitimeze, el a venit cumva sub protecția a ceea ce a realizat Timișoara și Bucureștiul, sigur, Sibiu, Lugoj. Pentru că dacă nu era toată povestea cu teroriștii, cu toate morțile astea provocate de el, el nu rămânea la putere. El nu rămânea și oamenii ar fi zis, băi tataie, stai un pic, tu ce vrei, pleacă de aici, că ești tu cu tovarășul, ești cu comunismul în cap. El creind toată această monstruozitate, toată această vărsare de sânge a produs o spaimă uriașă în populație. Panică, da. O panică în populație, astfel încât populația a zis, domne, e nasol, e cu teroriști, e uite cât s-au omorât. Interesul lor a fost ca lumea să intre, să fie băgată în casă. Culmea este că Gelu Voican Voiculescu declară acest lucru public, că de fapt s-a atras pentru ca lumea să fie... plece din Comitetul Central, din televiziune, să nu din radio, fie în stradă, din județenele de partid, să nu fie în stradă, ca ei să poată să se mențină pentru ei și să așezase și să rezolvase din punct de vedere al protecției militare cu armata, prin Victor Stănculescu și Nicolae Militaru, Frontul Salvării Naționale, deci gruparea prosovietică, și rezolvase protecția. Și atunci, combinația asta... Atunci era vorba de a menține socialismul și de a nu lăsa țara să ducă către Occident. Democrație, către Occident. De ce am insistat atât de mult pe treaba asta? Pentru că eu văd o paralelă între ce s-a întâmplat atunci și ce se întâmplă acum. Sigur, nu se mai întâmplă la nivelul ăsta rudimentar și brutal, cu morți, cu sânge și așa mai departe, dar se întâmplă la un alt nivel. Exact ca și atunci, acum avem niște politicieni în frunte cu un infractor care vor ca țara să nu meargă către stat de drept,
să nu meargă către justiție independentă, da? Și care fac fel și fel de diversiuni. Și eu o întrebare? Fac fel și fel de diversiuni ca să țină oamenii în casă, să nu le mai opună rezistență în stradă. Mi se pare că seamănă cumva cele două momente istorice. Dacă dați deoparte 26 de ani din acești 28 de istoria României recentă și luați doar 1989-90 și 2017-2018, veți observa că dintr-un anumit punct de vedere seamănă foarte tare. Da, exact. Foarte exact, tare seamănă. Atunci miza uriașă a celui care avea puterea, tovarășul Ion Iliescu, era menținerea României în zona comunistă, în zona de control a Uniunii Sovietice, că atât îl ducea pe el capul. Acum miza uriașă a celui care deține controlul unui infractor condamnat cu cazier este menținerea României într-o zonă în care justiția e controlată politic, în care ei pot să fure, noi nu suntem un stat de drept așa cum e o democrație consolidată. Vreți să vă dați un răspuns și să înțeleagă și cei care vor vedea această filmare? Cine este președinte de onoare al PSD-ului de azi, fostul PSN de ieri, fostul PCR de dinainte de 89? Tovarășul Ion Iliescu, chemat astăzi la parchetul militar pentru a fi informat că este din nou oficial învinuit în dosarul Revoluției pentru crime împotriva umanității. Sunt după data de 22 în jur de 900 de morți și câteva mii de răniți.